Doamne ajută, hai că băgăm și noi un vlog. Salutare toată lumea, numele meu este Răzvan și bine v-am găsit la un nou vlog de la Pitești. Suntem la grădina zoologică. Ia uitați-l. Ce faci, băi? Ce e asta? Ce? Lamă. E lamă. Ia uitați lama și căprioara. Stau și ele împreună. Nu știu dacă se vede. Nu depășiți bara de protecție. Mai avem încă o lamă care, uitați, se poate găsi aici. Clasa Mamaia, nu știu ce zice. În fine, arăt cu glugă ciudat pentru că plouă. Plouă. Ne-am găsit și noi o vreme să mergem. Fai. Ia uitați-l cum stă. E dromader. E dromader asta? Ia uitați aici, ce frumos e. Au plouat pe ecran. Ia să vedem ce... Ia dați-l pe ăla cum stă. Struși sunt ăștia, nu? Sunt struși? Doamne, sunt păuni, auzi la mine, struți. Păunul asiatic albastru, originar din India și Sri Lanka, unde trăiește în sare sălbatică. De ce ți-ai auzit? Vai de capul meu, ce m-am speriat, am început ăștia să facă urupă aici, a făcut o dată. Și mai avem niște chestii pe aici. Ia uitați-l și pe babuinul ăla acolo. Nu știu dacă se vede bine prin geamul ăsta, dar stă și el acolo. Da, se numește pavianul cu mantie, dar aparent nu e. Bă, dar ce tare plouă, am ecranul acoperit cu d-astea. Da, să și pe mama acolo în casă. Apare, mai avem și ceva pe aici, dar nu-i nimic și nimeni. Știu că m-am văzut eu, bă, dar ce plouă, uitați-vă pe mâneca, bă. E pudă. Uitați-vă pe maimuța husar, bă! Uite-te aici, la cameră. Că te văd 1000 de oameni. Nu mai face și eu de urât. Bă! Hai să vedem ce mai e pe aici. Uitați-vă ce mecla are aia. Este foarte nesimțit, se uită foarte urât, pentru că după ce că se uită și 1084 de ochi la aia, de fapt, da, cred că am făcut 1084. Uai de capul meu, dar ce mai plouă pe telefon? Bă! Ce sunt astea? Hai că am dat și de lupi pe aici. Uitați acolo. Și e și o pasăre care apare nu le face nimic, că nu le e foame. Băi! Au și ceva piscină pe aici. Nu știu ce e cu ea. Câine dingo. E și un dingo pe acolo, dar aparent nu-l văd. Deci cred că nu e pe aici la momentul actual. Adică e mai prin spate, gen acolo. Nu știu dacă se vede ceva. Ce e asta? Uitați, găsesc caninului. Dacă sunteți curios unde se poate găsi, se poate găsi în aproape toate țările din Africa, în afară de Maroc, Sahara și uitați și iepurii. Super bătrân. Ia uitați-l și pe dingo cum vine acolo, săracul e super bătrân. Uitați-vă la el, cred că e de mult timp aici. Are și piscina acolo dacă vrea să se bălăcească, dar... Mamă, sărac. Săracul. Mamă, nu cred că te atacă ăsta dacă te pui în fața lui, gen. Ia uite-l, mă, săracu. Ia uitați-l ce bătrân e, săracu. Ce faci, băi? Săracu. Aparent se poate găsi prin toată Australia, în toate zonele. Se plimbă și pe acolo, ia uite-l săracu ce bătrân e. Cred că dacă îi apare în carelul ăsta, nu te atacă la cât de bătrân e. Tata se uită la ceva pe acolo. Dar nu-i nimeni pe aici, nu-i absolut nimeni. Toată lumea era intrare sub prelată, dar noi ne-am dus pe plaie direct, nu mai șmecheri. Să vedem ce mai pe aici. Ia uitați. Ce drăguț sunt ăștia. Ce sunt? Fazanul au auriu roșu, se poate găsi în China. Uitați ce frumos sunt. Fazanule! Am intrat și undeva pe aici, la un acvariu.
primul film, să schimb camera ca să se vadă mai bine. Hai că am schimbat și modul. Ce-i ăsta? Zebru sau australian? Da, e un crocodil ăsta. Ia uitați-l cum stă el acolo. Este șarpele anaconda. Dacă vreți să citiți, puneți puțin pauză la video, stați să se și focalizeze. Așa, aveți aici. Ia uitați-l ce frumos e. Ia uite-i și capul. Băi! Ia uite-l. Dorme. Sau ce face? Dorme, ia uite-l. Dorme, ia uite-l. Vedeți? Dorme. Uitați și papagalii pe aici. Sunt securăță de purici. Ia dați și pe aia acolo. Se dă pe lagă, nu-i uite. Se dă pe lagă. Și avem și niște geacăuri pe aici. Și niște papagali călugări. Uitați pe la mână acolo. Au și cuib ceva acolo. Ia de acolo cum se uită. Salut, mă. Hai că dacă e ceva să mai potoli și ploaia. Nu-ți dat drum. Papagalul Nimfa. Ce față are ăsta? Ce frumos. Ce faci, bă? Dar nu e papagalul. Nimfa, stai un pic. Aia mici sunt papagalii Nimfa. A, uite, aia sunt Nimfa. Ia stai. Ce faci, bă? Bobby, uite după ce n-ai ieșit. Ăsta e papagalul Nimfa. Nymphidius hollandicus. Dacă vreți să-l citiți, puneți pauză. Avem și poștea, nu știu ce sunt ăștia. Abar n-am, dar sunt foarte frumoși. Ce faci, bă? Hai. Spre infinit și mai departe mergem noi. Să mai filmăm și puțin în față să vedem ce mai e. E o poartă, aparent. E destul de departe. La 300 de metri. Ulu! Vrem și găini? Ia uite o găină acolo sau un cocoș. Ce e? Legenda cucului se numește asta. Uite la ce frumos e. Uitați-l pe fazanul comun. Vedeți? Ce faci, bă? E bine că te uiți la cameră ca să te filmăm, nu? Așa. Frumos. Uitați-l și pe... Da, adevărat. Uitați-l și pe fazanul argintiu. Uite-te, mă, la cameră, bă! Nu vrea să se uite. Așa. Bravo, bravo. Și mai avem și pe aici. Ce-i asta? Unul de la frumos, oricum. Și mai în față avem... Păi, ce are, mă? S-a blocat... What the fuck, s-a blocat butonul de pauză. Eu... Mi s-a blocat tace, bă. Problem. S-a blocat tace. De la ploaie, cred. Ce frumos este. Ia uite și porumbei. Uitați ce mec l-au. Ia uitați. Bă, bă, bă. Asta cred că e femeia și asta este un mascul de găini de ornament, mățată olandeză. S-a luat la bătaie. Unu să iau, s-a luat la bătaie. Ia uitați-le, s-a luat la bătaie. Săracele. E problemă. Ia uitați,
Niște găini, găini de ornament, găini o pitică. Da, să le știu, le-am văzut și eu. Uitați o găină, pitică. Un cocoș pitic, de fapt. Sunt găini pitici. Bibilica acolo. Bibilica comună. Sunt mai multe. Nu știu dacă se văd. Dați un ori. Hai că am găsit și ponei pe aici. Ia uitați-l acolo în depărtare. Îi doare în fund. Bă! Vino încoa puțin să te filmez. Eh, măcar îl vedem și noi așa. Stai puțin să bag telefonul cu intre gratis. Au început să facă bibilicele urât. Deci e problemă. E problemă că au început acolo bibilicele să facă urât. Cred că s-au speriat de cameră. Sunt niște ponei. Avem, mi s-a făcut un update peste noapte la telefon. Așa că am o rezoluție mult mai bună. Și mi-a arătat altfel la filmare. Și pot să fac și poze când vreau, gen, pot să fac o poză aici. Am făcut, gata, am făcut o poză, gen. Și e mai mișto. Înainte era să pot pe butoane, dar aici am direct pe ecran, așa că n-am nevoie să fac altceva, știți? Pardon. Și da, e destul de mișto, acolo să mă așteptate în față. Păcă că n-am făcut, că am uitat să fac. Da, facem și la întoarcere câteva. Miroase barigă de cal aici. Mama, ce nașpa miroase. Ce-s aici? Ați auzit aia? Cred că ți-ai dat seama ce e aici. E un leu pe acolo, ia-se. Mamă, când se aude! 10.000 de like-uri pentru asta. Da. Vă dați seama? Băi! Nu vrea să iasă la Ivela. Nesimțită, nu vrea să iasă de acolo. Și mai sunt și niște rase pe acolo. A, de fapt, ursul este aici, nu este leu. Ia uitați și lei acolo. Uite. Și un tigru. Tigri. Sunt tigri. Hai să facem o poză. Bun. Bun. Foarte frumos. Acum hai să mergem și pe la ei acolo. Asta, am patru scene de unit, adică patru vloguri, pentru că mi s-a stricat animale periculoase. Nu aveți voie să vă ativeze și ați înțeles. Să fac și o poză. Ia să vedem dacă putem vedea pe aici. Nu se vede nimic, asta e poza. Da. Asta e, ursule, ne vedem. Și lei acolo. Nu știu dacă se văd, dar ia uitați. Mâncar picioarele să se vadă. Hați. Leoaica și leu. Leoaica, de fapt. Nu, asta e. Trebuie să facem și o poză, că n-avem cum. Cred că dacă și așa vând, s-ar putea să sară, dar este apă aici, ca să nu poată să sară. Pe aici habar n-am dacă poate să sară, dar nu cred. Și acolo sunt niște obstacole pentru ei. Uitați și tigru, forța, tigru. Tiger. Se învârte și el, așa fac tigri, se învârt, până nu mai pot. Bă, dar sincer ar putea să râie aici, dar noroc că e apă. Ia uitați, Leia să încercă să se bată cu tigrul ăla. Ia uitați și ursul. Bă, bă, ursul. Ia uitați ce mare e. Ce faci, bă? Filmez așa direct în ochi. Săracii. Așa veclă? Ce veclă are. Săracu. Stai că-i fac. I-am făcut eu deja. Ia uite, ăsta e mai micuț. Să mai faci și o poză. Și ăla de acolo. Să mai facem și lui o poză. Și nu mai e mare lucru aici, tot lei sunt, dar sunt închiși că au fost răi. Și... ăla, ia uite, simt cât de mare e. E mare rău. Dacă ar putea sări, aolo. Săracii, îmi pare rău de ei. Le-aș da drum. Bă, ia uite-ți-l și pe tigru, hai să facem și o poză. Hop. Ia da-ți-l ce frumos e. Tigrilă! Bă, stai! Gură!
Trebuie să-l aduc și pe Miu. 1, 2, 3, 4, 5. Sunt mulți. Vedeți? Și încă un urs. Și tromaderul acolo. Să facem și o poză. Și porcii, de ăștia care cresc puțin. Da, sunt vietnamezi. Mișto e drumul ăsta. Se duce așa înainte. Se deplimb pe lângă lei și tigri. Și tot și capre și oi pe acolo. Să le facem și o poză. Clink. Mai filmăm cum mergem pe aici, dar nu are rost că se duce filmarea, știți? Uitați și tigri pe acolo. Bă, băiat, băiat! Salut! Ce să uită tigrul ăsta? Bă! Uite-te bă aici! Ia stați un pic, oameni buni, să-i facem și noi o poză. Ce frumos se uită. Ce frumos. Foarte frumos. Mie-mi plac, să știți, mie-mi plac foarte mult animalele. Uite încă un tigru. El aș da drumul, dar faza e că nu e nici mediul lor și... Na. Și un urs mai tânăr. Ce faci, ursule? Salut. Să-i facem și o poză așa de aproape. Se plimbă și el, că n-are ce să facă. Ursul ăsta nu știu ce are, dar se plimbă din, de colo-colo. Da, e nervos săracul. Uitați ce gheară are, numai. Ursul brun. Se găsește în toată Europa. Scrie și acolo. Să mai facem și o poză. Bam. Tigrii apare nu se dau după păsări, deci sunt ok cu mâncarea. Cred că oamenii ăștia din Pitești au foarte mulți bani ca să hrănească aceste animale. Pentru că mai ales urșii mănâncă foarte mult. Cred că vlogul ăsta o să aibă undeva la 25 de minute, pentru că am de făcut o grămadă de triunghiat, avem 7 minute de filmare. Săracii, pare rău, eu le-aș da drumul, că oricum e mediul lor de viață ăsta. Pentru că sunt urși bruni și se găsesc peste tot prin Europa. Ha. Să mai vedem și mai putem să vedem pe aici. Nu foarte multe, o pădure așa, o mică pădurice așa deschisă. Da, și măgari. Măgăruși sălbatici. Avem și porcul pitic vietnamez, care l-am văzut mai devreme. Aia e direct watushi. Adică watushi. Scrie aici. Ia uitați să... O vedeți? E ce frumoasă. Hai să facem și o poză. Am făcut, cred că, peste 50 de poze. Cred că deja 10 GB cu brio am ocupat din 64. Ah, chiar mă doare mâna. Cred că o să bag telefonul în buzunar și ne mai vedem. Ia uitați, carusel pitic. Deci da, s-a oprit și ploaia, nu prea mai sunt multe de văzut. Mai și ce am văzut la început. Deci cred că cam asta a fost vlogul, aici și ieșirea. Nu uitați de like, subscribe, share ca să vă dați și prietenii voștri și un follow pe Instagram. Ok, aveți contul meu în descriere, iar noi ne vom vedea data viitoare. Pa, pa! Fuck you, man!